Bună, eu sunt Daria, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi v-am pregătit niște recomandări de cărți scurte pentru perioadele în care ori nu aveți timp de citit, ori sunteți în reading slump. Am aici lângă mine teancul de cărticele. Sunt destul de multe, pentru că aparent am citit destul de multe cărți scurte care mi-au plăcut și mi se pare că chiar sunt o alternativă bună în perioadele în care chiar nu avem timp, pentru că dacă nu ai timp de citit, de multe ori intri în reading slump din cauza obișnuinței de a întinde mâna după cărți mai lungi. Iar citind o carte de, nu știu, 200 de pagini, 150 de pagini, o citești mai repede și ai, nu știu, te simți bine că ai terminat o carte, chiar dacă este scurtă, și iei alta și alta. Chiar dacă nu ai timp foarte mult de citit, simți acea evoluție. Chiar dacă nu este important cât citim, numărul paginilor, numărul de cărți, dar este bine pentru propria ta sănătate mentală și psihică. E bine că, nu știu, vezi acel progres. Încă o carte citită anul ăsta, încă o carte adăugată pe lista de lecturi pe care am vrut să le citesc, sau încă o carte citită, chiar dacă uitați cât de puțin timp am de citit. Așa că este un lucru bun. Sunt foarte multe cărți bune care sunt scurte, au sub 200 de pagini și mie chiar m-a plăcut foarte mult. Așa că, ne lungind introducerea asta interminabilă, să trecem la acest teanc de cărți, pentru că sunt destul de multe. O să vă arăt repede cartea pe care o citesc în prezent. Momentan citesc Năvala apelor de Evgen Zamiatin. Bun, citesc novela asta pentru că e mai mult o novelă, pentru că citesc mai multe cărți în paralel și citesc Dracula de Bram Stoker, care este o carte destul de mare. Și eu am într-o variantă foarte nasoală cu scris de Biblie, Modorochi, și am nevoie de ceva scurt pe lângă ca să mă, nu știu, ca să-mi spăl memoria, dacă știți ce vreau să zic. Mai ales că nici nu prea îmi place Dracula. O să vorbesc despre ea în videoclipul cu Repap la finalul lunii. Și bine, am și Mandiba lui Cain, pe care o am chiar aici lângă mine, Puzzle literar, nou tradus, știți. Da, o am și pe asta, pe lista de cărți pe care le citesc. Și am nevoie de cărți mai ușoare ca să pot să trec prin alea. Așa că am luat asta în mână, o am de ceva timp, am încercat la un moment dat să o citesc, n-am înțeles nimic, prima dată când am citit-o m-am supărat pagina 40, dar nu înțelesem nimic, am și pus semn la somn, eram într-o perioadă în care nu dormisem noaptea și citisem dimineața din ea. A fost o perioadă proastă, dar este că mai ultimele 10 pagini pe care le-am lăsat aseară libere ca să pot să mai citesc un capitol 2 din Dracula. Și vreau astăzi să termin cu ea, pentru că dimineața tot din Dracula am citit și o să am nevoie mai imediat de ceva relaxant. Dar ce avem aici? Avem o femeie pe nume Sofia și un bărbat pe nume Trofim. Ei nu au copii și adoptă o tânără care a rămas orfană pentru că tatăl ei a murit, îl avea doar pe el și mai departe. Se întâmplă foarte multe lucruri dubioase. Mai ales relația dintre Sofia și fata asta adoptată, cum o chema? Ganca, da. Între Sofia și Ganca. Pentru că dacă ești bărbat și adopți o fată și ai un topor în casă, ascunde toporul de nevastă. E mesajul. Nu, e mult mai mult cartea asta, are mult mai multe lucruri aici, dar e foarte amuzant, pentru că mi se pare că e totul foarte... Te surprinde totul, efectiv. Da, asta citesc acum, mai mult ultimele 10 pagini. Iar, trecând acum la cărțile pe care vi le recomand și nu le citesc în prezent sau ceva, prima carte este Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Am reușit să pronunț numele autorului. Felicitări mie, mulțumesc! Este cartea asta foarte, foarte simpatică pentru copii. Și o adaug aici, doar pentru că în ultimul timp mă gândesc atât de mult la ea și îmi doresc atât de mult să o recitesc, încât vreau să-mi cumpăr o ediție broșată și să o citesc și să o adnotez. Da, vreau să-mi cumpăr cartea asta în mai multe ediții, pentru că mi se pare o carte genială. Gândindu-mă acum mai mult la ea, îmi dau seama ce carte puternică este. Chiar că este o carte pentru copii. Nu, așa este numită. E o carte genială, e cu un mesaj foarte puternic, pe care eu nu l-am înțeles prima dată când am citit cartea, că prima dată am citit-o prin 2021, 22, nu mai știu. În fine,
Am încercat și în 2023 să o citesc, am citit-o, dar nu mi-a prea plăcut. Și acum, în 2024, la începutul anului, am citit-o și am înțeles și mi-a plăcut mult mai mult decât mi-a plăcut prima dată. Și de data asta o să vreau să îmi cumpăr o altă ediție broșată, să o adnotez și să o am acolo, să-i dau o notă pe Goodreads, pentru că încă nu am notat-o pe Goodreads, adică nu am avea nicio notă pe Goodreads. Dar cred că o să o fac când o voi reciti pentru a patra oară, a treia oară. Da, abia aștept să cumpăr cartea aia în cealaltă ediție și să o adnotez. Nu am vrut să scriu pe cartea asta pentru că e o carte și cartonată, are pagine lucioase și are și ilustrații. E cu ilustrațiile autorului. Și mi se pare foarte frumoasă ediția asta așa. Și nu-mi plac mie în general cărțile cartonate, sau cel puțin nu-mi place să le adnotez, nu-mi place să scriu pe ele. Sunt frumoase în bibliotecă, dar nu-mi place mie, nu-mi plac așa de mult. Vizual, da, dar prefer de 1000 de ori varianta broșată. Așa că abia aștept să o recitesc și să o adnotez și citiți-o. Citiți-o, că e o carte pentru copii, foarte bună, dar dacă ești adult sau mai matur, o înțelegi altcumva. Următoarea carte este, mi se spune, Capucin de Daniel Harms. E cartea asta foarte, foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult, dar că am dat doar 3 soluțe când am citit-o. Pentru că e formată din mai multe opere. Nu știu, avem de toate. Sunt și opere, efectiv, teatru. E și proză scurtă și foarte scurtă, sunt și eseuri, sunt și comedii, sunt foarte multe lucruri aici și foarte disturbing de multe ori pentru că sunt foarte ciudate, dar sunt foarte scurte. V-am prezentat cartea asta și în Tibearul, și în Repapul, și în Repapul lunii ianuarie și v-am arătat cum arată pe interior. Dar mie mi-a plăcut foarte mult ultima povestire din carte, care e mai lungă, are vreo 30 de pagini sau ceva. Asta mi-a plăcut mie mai mult și mi s-a părut de foarte interesantă, foarte dinamică. Mi-a plăcut mult partea de la final. Astea la alte, da, au fost faine, doar că foarte scurte, foarte la subiect, multe nu se dea un context foarte clar. Dar clar este o carte de citit dacă n-aveți timp sau dacă sunteți în reading slump, pentru că merg foarte repede, foarte, foarte repede și n-ai cum să nu simți satisfacția că termini o carte, pentru că, bine, toată lumea cred că are chestia, oh my god, am terminat o carte când termin o carte, oricât de bună ar fi, adică și dacă e o carte extraordinară și nu vrei să o mai termini, adică vrei să o citești în continuu, tot te bucuri că o termini la final și ești așa foarte... Ah, încă o carte pe listă. Deci da, la fel și cu cumpăratul cărților. Foarte, foarte interesantă și chiar, chiar recomand. Următoarea carte este una clasică și cred că am mai pus ceva cărți clasice. N-am pus foarte multe cărți clasice pentru că chiar dacă sunt scurte, de obicei merg foarte greu. Dar asta e care a mers foarte repede. Este o carte clasică scrisă de Ricardo Guiraldes. Cred că se pronunță, mulțumesc. Este turc. Este, nu știu, văd accentele alea. Italian. Vă rog frumos, nu mă judecați. Da, este vorba de povești de moarte și de sânge. O colecție de povestiri foarte scurte, foarte scurte. Nu știu cum, nici măcar nu știu cum să vă arăt. Asta este o povestire, da? Și aici este altă povestire. Bine, sunt practic povești horror, de groază. Doar că având în vedere că a fost scrisă în 1900, la începutul secolului 20 a fost scrisă. Nu prea avea aici de groază să scrii, mai ales că sunt povestiri. Și sunt foarte ciudate multe. Multe nici măcar nu sunt așa de wow, horror gen. Dar sunt foarte interesante. Autorul mai are ceva carte tradus la noi care este un roman, așa că pe ăla chiar vreau să îl încerc și sper să îmi placă mai mult decât mi-a plăcut astea. Dar chiar a fost foarte, foarte rapidă. Știu că o luasem cu mine în oraș pe la 12 ceva, m-am dus prin librării, m-am plimbat și am stat și la o cafenea și am citit. Și știu că pe când ajunsesem acasă, eram deja pe la pagina 60. Și având în vedere că are 100 și ceva de pagini, merge foarte repede. E în formatul ăsta micuț, cu scrisul ok pe pagină, adică chiar dacă o să meargă mai greu, pentru că e o carte clasică, adică se simte că e scritura aia veche, eu chiar vă recomand, chiar merge repede și chiar nu are ce să vă displacă la ea. Asta dacă sunteți obișnuiți cu stilul clasic de scriere. Am zis să aduc și o autoare româncă, pentru că
Nu am prea, n-am pus aici cărți de autonomie, dacă uitați că acum mă uit acolo, aveam. Poate să fac și o parte a doua, dar am vrut să aduc aici în special cartea asta, Perfect Nemulțumită, de Irina Bruma, pentru că e tot așa o carte pe care o luasem într-o zi cu mine în oraș și pe când ajunsem acasă, seara, deja o terminasem, pentru că e foarte, foarte scurticică. E o carte de proze scurte, de o pagină, maxim două pagini, gen așa arată. E foarte scurtă și cu proze foarte scurte, dar este o carte care vorbește despre feminitate, despre condiția femeii și despre cum se simt femeile în iubire. Pur și simplu, viața unei femei de zi cu zi, cu toate confruntările și problemele pe care le are. Este o colecție de proze care urmăresc o femeie sau mai multe, fiecare după propria interpretare. Eu le-am citit, imaginăm că e doar una, adică că fiecare proză de aici sunt gândurile unei singure femei. Dar dacă voi vreți, le puteți lua independent, puteți să faceți ce vreți cu ele. Nu dau nume, cred că deloc nu dau nume. Sunt pur și simplu proze foarte scurte și foarte fain scrise. Adică gândiți-vă că am citit o pagină, o proză scurtă, nu o pagină, o proză scurtă, în care descria cum spală vasele. Dar au fost foarte fain, mie chiar mi-a plăcut. Și mi-a plăcut foarte mult că se vorbește despre cărți, literatură, faptul că avea teancuri de cărți prin cameră sau ceva. Mi-a plăcut că s-a dus și chestia asta cu pasiunea pentru lectură, așa că da, chiar recomand. Următoarea carte este una foarte specială pentru mine. Este vorba de Identitatea, de Milan Kundera. E prima carte pe care am citit de la autorul ăsta și cea mai bună pe care am citit de la autor. Bine, am citit doar două. Am citit Identitatea și Ignoranța. Asta mi-a plăcut mult mai mult. Ideea mult mai bună, foarte ciudat finalul. Am o recenzie pe Instagram, făcut acum jumătate de an sau ceva, dar e o carte care mi-a plăcut foarte mult și e scurtă, nu știu cât are. Are 150 de pagini, ca să vă faceți o idee. Și e foarte puternică, e o carte care vorbește despre atât de multe lucruri, dar atât de bine o face. Nici măcar nu știu cum să vă descriu cartea asta, e o experiență inedită pentru mine. Și mai am de la autor o colecție de proză, nu cred că erotică, dar e povești de dragoste, practic. Și aici avem o poveste de dragoste, da, foarte interesantă, tot conceptul e foarte interesant și chiar vă recomand, vă oblig să citiți cartea asta, pentru că n-o să vă pară rău, mai ales dacă vă plac lecturile dubioșele, cu răsturnări de situații foarte ciudate și cu o scritură foarte bună, Identitatea este pentru voi. Următoarea carte este una pe care am citit-o foarte recent și este vorba despre A fost doar ciumă, de Ludmila Ulitskaya. Autoarea asta este cunoscută pentru acei munți, acele cărămizi de romane, dar asta este foarte scurtă, are 103 pagini și a fost foarte interesantă. Bine, am auzit și păreri negative de la Lavinia, o prietenă de ale mele de pe Bookstagram, care i-a dat două steluțe. A fost interesantă, a zis ea, doar că nu n-a prins-o subiectul. Și aici o să fac un mare disclaimer. Dacă nu vă place tot ce e legat de boală, de ciumă, de pandemii, de zona asta politico-socială, cum încearcă cei mari ai societății să ascundă lucruri de societate și cum societatea este mințită, chestii de genul medicină, chestii, pentru că aici urmărim un bărbat care lucrează la centrul de investigare a ciumei și care se infectează cu ciumă și care ia contact cu foarte mulți oameni, iar din cauza asta toată lumea este în alertă, bine, nu chiar toată lumea, pentru că oamenii de fapt nu știu ce se întâmplă, doar cei care sunt asaltați pe stradă, sau bine, în casă, pentru că se întâmpla tot în noaptea, doar ăia erau anunțați, doar când erau efectiv închiși într-o cameră ca să stea în izolare. Și e o poveste foarte interesantă și a fost o controversă cu cartea asta, că autoarea spunea că a scris cartea asta în 1988, da, văd aici, și doar că a pierdut manuscrisul sau ceva și a reușit să publice cartea doar în 2020, practic. Și toată lumea a spus că a fost inspirată de pandemia COVID. Păi, dacă chiar s-a întâmplat chestia asta, adică dacă ea chiar a scris-o doar în 2020,
mi se pare super tare să te inspire o problemă reală și să creezi o carte atât de puternică despre Moscova, despre societatea lor de acolo, despre perioada asta cumultoasă din 1939 și să faci o poveste atât de mișto. Adică mie mi se pare foarte tare să zici și să scrii o carte care să te vindece pe tine, pentru că mă gândesc că scrii o carte de genul doar dacă a fost perioada cu COVID, am fost în carantină, da? A scris, să zicem că a scris cartea ca să se, nu știu, elibereze de toate sentimentele negative pe care le avea din cauza haosului cu pandemia și COVID-19 și SARS-CoV-2 și toate astea. Așa cum mi se pare, oricum, bine. E scrisă foarte fain, chiar dacă personajele nu sunt bine conturate, sunt foarte multe personaje, apropo, avem un arbore, nu avem arbore genealogic, dar avem o listă foarte lungă doar cu personaje la final. Această listă interminabilă. Și aici începe lista cu personaje, da? Și aici avem și aici. Sunt foarte multe personaje, dar mi se pare o lectură foarte puternică. Pe mine mă interesează subiectul ăsta și da, mie chiar mi-a plăcut. Mai avem foarte multe cărți, așa că sper să nu mă lungesc foarte tare, dar următoarea carte este Dragostea durează 3 ani de Friedrich Beigbeder. În această ediție veche pe care mi-o cumpăr-o de pe un anticariat online și chiar nu-mi pare rău, îmi place foarte mult colecția asta. Îmi place mult mai mult cum arată decât cele pe care mi le-am cumpărat, tot mai am una de la Beigbeder. E colecția aia cu bani, foarte ciudată. E o carte foarte lejeră. Știu cum mai sunt două cărți în aceeași serie cu Dragoste durează 3 ani și avem gen practic începutul cu el căutându-și iubirea, el când o găsește și aici divorțul și amanta și chestii. E o carte foarte lejeră, e un fel de ciclit de secolul 20. Și e o carte foarte vulgară, da, pe mine chiar m-a distins cartea asta, am știut-o foarte repede și pe asta, are scrisul așa pe pagină, așa că chiar dacă are 200-300 de pagini, 230, are scrisul așa. Nu știu, am citit-o foarte repede, într-o zi în care începuse școala, știu că era început de școală, și am mers și la ochi, la ochelari să-mi fac control, am fost și acasă și a doua zi deja terminasem cartea și eram ok. Următoarea carte este Clara citește Proust de Stefan Carlier. E o poveste foarte interesantă despre o femeie care are probleme în relație, dar care își găsește pacea citind Proust. Acest autor clasic foarte greu, de care mie mi este frică, dar o să vă promit că o să încerc să îmi cumpăr o carte scrisă de el, pentru că e o colecție foarte frumoasă la editura Cartier, superbă colecția de cărți. Dar trecând peste, avem Clara, citește Proust. Ea face rost de cartea asta scrisă de Proust, pentru că întâmplător, nu știu dacă e întâmplător sau nu, un client de al ei uită o carte și pleacă pur și simplu, cartea fiind scrisă de Proust. Și așa începe Clara să citească Proust. Și așa începe Clara să poarte conversații foarte faine despre Proust și să ne vorbească nouă cât de fain scrie Proust și ne dă citate și le comentează și ei vai și... Oh, da, e foarte frumoasă. E un fel de recomandare de hei, ăsta este semnul tău că trebuie să începi să citești Proust. Recomand, recomand, mai ales dacă vă plac cărțile despre cărți. Penultima carte este Femeia Minimarket de Sayaka Murata. Este această autoare de la care a mai fost tradusă recent o carte. Am uitat cum se numește. Pământeni, cred, Pământeni. Da, Pământeni, pe care am citit-o. Și aia este mai lungă un pic, dar e foarte brutală, foarte brutală, cu canibalism, așa că am zis să vă aduc pe asta aici, pentru că e mai scurtă, și cu un subiect mai lejer, chiar dacă și asta este foarte ciudată. Cel puțin partea la final cu angajatul ăla la minimarket cu care ea începe o relație și care e foarte misogin. Dar trecem peste. Despre ce se vorbește aici? Aici se vorbește foarte mult despre condiția femeii în Japonia, mai mult, despre cum sunt văzute femeile în Japonia și despre ce înseamnă normalitatea feminină. Asta vorbind global, pentru că se vorbește despre job, despre copii, despre căsătorii, despre relații, cum ești presat într-una de familie. Nouă ni se dau și semne sau indicii despre posibila boală de care suferă personajul principal de aici. Nu simte emoții, adică e foarte rece. O să vă dați voi seama la ce mă refer dacă citiți și
dacă o să ajungi la partea cu niște flashback-uri din copilăria ei. Dar este că ea lucrează la un mini-market de 18 ani, dacă nu mă înșel, ea având vreo 34 de ani, 36, cam așa. Nu are soț, nu are iubit, nu are copil, îi place foarte mult să lucreze la mini-market, este viața ei, serviciul își dă tot interesul pentru el, lucrează chiar peste program, dar familia nu e mulțumită de ea. Și de aici începe totul, începe toată acțiunea. După cum am zis și la început, condiția femeii în Japonia foarte mult, aici se vorbește foarte mult despre zona aia și îmi plac foarte mult cărțile care vorbesc despre condiția femeii în Japonia, dar despre condiția femeii în general, global vorbind, pentru că toate femeile sunt presate de clasicile întrebări. Iar ultima carte despre care o să vă vorbesc este Shikai se împușcă nu-i așa, de Horace McCoy. E o carte foarte interesantă, cu acțiunea plasată în timpul marii crize din 1932. Trebuie să mă uit pentru că eu am memoria de pește și nu prea le am cu chestiile astea. Dar urmărim un el și o ea care se înscriu la concursul ăsta de dans și trebuie să dansezi în continuu tip de 2000 de ore ca să primești un premiu de 1000 și ceva de dolari. Se întâmplă foarte multe lucruri aici și dacă ați văzut filmul și nu v-a plăcut, știți cartea, pentru că filmul este groaznic. Filmul începe foarte bine, doar că deja la partea cu rochea, că-i fură rochea, că nu știu ce, că se uită ciudat la Gloria și nu știu cum e. Ok, nu mă interesează, mie dăm viața Gloriei, pentru că tu nu înțelegi mesajul pe care vreau să-l transmită cartea văzând filmul. Nu citesc niciun detaliu despre viața Gloriei, nu citesc niciun detaliu amănunțit despre de ce a făcut asta personajul principal, pentru că cartea și începe cu, cum îl cheamă, cu Robert, care a omorât-o pe Gloria. Și la final afli de fapt de ce. Și mi-a plăcut foarte mult mesajul cu faza cu calul din copilăria lui și care e mesajul de fapt la faza cu Shikai se împușcă nu-i așa. Mi-a plăcut foarte mult partea asta și o carte foarte interesantă, foarte dinamică, cu foarte multe se întâmplă foarte multe. Ok, deci astea au fost toate recomandările mele pentru voi. Dacă mai doriți recomandări de cărți scurticele, vă aștept în comentarii să-mi spuneți dacă vreți și o parte a doua. Dacă aveți voi recomandări de cărți scurticele, din nou, vi le aștept în comentarii pentru că pot să-mi iau și eu idei și oamenii care sunt curioși de alte recomandări. Ideea este că dacă vă confruntați cu un reading slump, nu vă panicați. Eu încerc, de fapt, eu nu pot să nu citesc. Nu trece o zi în care eu să nu citesc. Și nu cred că am fost, bine, am fost reading slump-uri, în sensul că mă simțeam ciudat, că nu-mi vine neapărat să pun mâna pe o carte, doar că mereu mă alintam cu cărți mai scurte, ceea ce m-a ajutat mereu, pentru că, după cum am zis, chiar dacă, nu știu, nu ai timp de citit, citind o carte scurtă și terminând-o, te ajută pe tine, mental vorbind, să te simți mult mai bine. Și asta te ambiționează. Deci, da. Dar o chestie pe care v-aș recomanda-o, dacă credeți că o să trăim din slump, v-aș recomanda să încercați să ascultați cărți. Pe Voxa, Audible. Eu am abonament pe amândouă și nu le folosesc pentru cărți audio, maxim cărți PDF. Nu știu, cărți audio nu sunt pentru mine. Am încercat să ascult, dar nu... Nu știu, nu e același lucru și am impresia că pierd foarte mult ascultând. Sunt persoane care chiar pot asculta cărți și mi se pare că chestia asta cu cărțile audio e foarte benefică pentru mulți oameni. Dacă vreți să deschidem subiectul ăsta într-un videoclip separat, să scrieți în comentarii. Eu nu o să mai lungesc acest final de videoclip. Destul de curând o să apară și un videoclip cu Q&A pentru 5.000 de oameni frumoși în comunitatea noastră, așa că stați geană aici. Pentru că o să urmeze un videoclip cu întrebările voastre adresate mie. Deci da, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Zarea, iar noi ne vedem la videoclipul următor. Vă pup! Pa!